doliu fără margini în rândul experților gastronomici și al pofticioșilor. După ce celebrul bucătar Michel Guerard, deținător a 3 stele Michelin, a murit. S-a stins din viață, la onorabila vârstă de 91 de ani. A decedat la reședința sa din nord-vestul Franței. Michel Guerard a fost un chef francez celebru, cunoscut pentru contribuțiile sale revoluționare la bucătăria modernă și pentru rolul său esențial în dezvoltarea curentului culinar numit Nouvelle Cuisine. Născut pe 27 martie 1933, în Veteuil, Franța, Guerard și-a început cariera culinară la o vârstă fragedă și a continuat să se impună ca unul dintre cei mai influenți bucătari ai secolului al XX-lea. Michel Guerard a început ca patiser, unde a arătat rapid talentul său excepțional. În 1958, la doar 25 de ani, a câștigat prestigiosul titlu de Meilleur Ouvrier de France en patisserie. De aici, a început să se intereseze tot mai mult de arta culinară în ansamblu, trecând de la patiserie la bucătăria principală. Guerard este unul dintre pionierii mișcării Nouvelle Cuisine, care a apărut în anii 70 ca o reacție la bucătăria clasică franceză, cunoscută pentru preparatele sale grele și bogate. Nouvelle Cuisine se caracterizează printr-un accent pe prospețime, preparare simplificată, prezentare artistică și reducerea timpilor de gătire, în scopul de a păstra savoarea naturală a ingredientelor. În 1974, Michel Guerard și soția sa, Christine Barthélémy, au deschis celebrul lor restaurant și spa de lux, Les Prés de Eugénie, în Eugénie-les-Pins, sud-vestul Franței. Restaurantul a devenit rapid renumit, iar Guerard a câștigat 3 stele Michelin în 1977, distinție pe care o deține și astăzi.